Ei se simt ca peștele în apă. Dacă le-am da acordeonul la fiecare oră, cred că ar fi minunat. Lucru pe care îl spun cu mâna pe suflet. În comunitatea asta nu există discriminare. Avem căsătorii mixte, copiii romi, mănâncă copiii români. Nu am auzit de când sunt să-i spună un copil român țigane sau negrule sau mai știu eu cum. Nu. Oamenii au realizat imediat că, da, asta e calea, educația. Le-am pus în balanță atunci ce s-ar fi întâmplat dacă aveai acum 12 clase, cel puțin, da? Acum 12 ani, procentul abandonului școlar se situa undeva la 20-25%. Iar acum abandonul este undeva între 7 și 10% și am realizat numeroase activități care să-i atragă pe copii și să vadă că școala nu este un babau și este un loc frumos, este un loc prietenos, un loc în care ei se simt bine, se simt ca acasă, în care își pot face prieteni, în care nu se plictisesc, în care își pot face temele pentru a doua zi, în care pot face ce le place. Unii se duc la taraful din Mărgineanu, unii se duc la ansamblu Xpic de Grâu. Cu aceste activități am reușit să-i atragem către școală și să îi facem să le placă școala. Eu le-am spus încă de când au venit la școală că aici nu învățăm numai română și matematică, învățăm să cântăm, să dansăm, să ne purtăm, să... Ar fi să privim statistic numărul de romi din comunitatea noastră, conform recensământului sunt undeva la 40-45%, dar heteroidentificați cred că sunt undeva la 65-70%. Comunitatea de romi din Mărgineanu este cunoscută ca o comunitate de romi lăutari. Copiii văd în familie ce fac părinții lor. Plusul pe care eu îl aduc la școală, la talentul pe care el deja l-are din familie, aduc un profesor specializat pe un anumit instrument și învață să cânte pe note. Pentru că ei din familie, majoritatea cântă după ureche, urechiști, cum îți spun ei, se simt ca peștele în apă. Dacă le-am da acordeonul la fiecare oră, cred că ar fi minunat. Pentru cei care fac parte din taraf. Copiii sunt spontani, sunt deștepți, sunt frumoși, sunt curați la suflet, sunt apropiați, îmi sunt apropiați și eu la rândul meu sunt foarte apropiată lor. Și cântați aici la școală? Da, la da, de muzică. Tu ești în marginal? Da. Eu cânt muzică lăutărească și muzică românească. Studiez foarte mult, da. Ce instrument? Acordeon. De când cânti? De un an. Adică vreau să mă fac muzician și atât. Am un copil care la o repetiție am încărcat înregistrarea pe Facebook și a avut undeva la 800, dacă nu 900 de mii de vizualizări cu o bucată dintr-o melodie. Ce am făcut noi a fost să-i aducem să cânte împreună pentru că ei sunt buni ca individualități, dar dacă suntem mai mulți, cu siguranță reușim să facem mult mai multe lucruri grozave împreună. La pian și la orgă? Da. Și cât te pregătești? Foarte. Da-ți place? Da. Unde te pregătești? Că aici la școală faci teme, nu? Da, mă pregătesc acasă. Când e vorba de familie, tot printr-un proiect am reușit să formăm un mediator școlar. Este cel care face legătura dintre școală și familie. Este de etnie romă, locuiește în comunitate. Și este influencerul nostru. Sunt puntea de legătură dintre școală și comunitate. Lucru pe care îl spun cu mâna pe suflet. În comunitatea asta nu există discriminare. Avem căsătorii mixte, copiii romi, mănâncă copiii români. Nu există. Nu am auzit de când sunt
să-i spună un copil român unui copil rom, știți cum se folosește apelativul, țigane sau negrule sau mai știu eu cum. Nu, nu există așa ceva. Da. E lucrul care mă mândresc. Oamenii au realizat imediat că, da, asta e calea, educația. Le-am pus în balanță atunci ce s-ar fi întâmplat dacă aveai acum 12 clase, cel puțin. De obicei vin mamele la activități și faptul că au migrat, au văzut în afară, dar mergem și ne chinuim, dacă am fi avut școală, am fi găsit și de lucru. Am întâmpinat dificultăți cu părinții, cu prevenirea absenteismului. Au fost probleme în care când părinții își rețineau copiii acasă, îi puneau la diferite treburi casnice, chiar să meargă cu ziua. E vai de capul lor care trebuie să-i aducă la școală aici. Păi dar la școală nu lipsesc, nu? Nu lipsesc, n-are de ce. Poate că e bolnav sau altceva. Taraful e de la învățătură, fiecare să înveți copiii la borgă, la ce vrea ei. Visul meu e ca toți copiii din școală să rămână după amiază. Dacă în primul an le-a fost greu, dar de ce să rămân? Că aveam impresia, dar ce, nu avem ce să mâncăm acasă? Dar nu pentru mâncare am venit noi aici, pentru remediere. Care-ți, hai, fă comparația într-o lună de zile, ce note avea până acum și care să... Și interesul copilului. Interesul copilului când prinde încredere în el. Și eu pot să răspund, nu mă mai ascund după colegi, pentru că și ăsta era unul, numai să reducem absenteism. Stima de sine a copiilor, deschiderea părinților. Când am venit, eu am crezut că o să schimb totul într-o singură zi, săptămână sau lună după. N-am reușit, vă spun, n-a fost ușor. Făcusem așa eu niște planuri și idei mărețe. Am fost, în primul meu an de muncă, am fost foarte dezamăgită. Nu se vedea rezultatul muncii mele. Încet, încurajată de colegi, de domn director, am mers mai departe. Și iată, am reușit să ajung să am copii absolvenți de liceu și liceu pedagogic, care au mers și la facultate și sunt foarte mândră. Am găsit o echipă foarte bună la nivel de comunitate. Atunci când vine din partea celor care au o viziune, nu pentru azi, pentru mâine sau cât am nevoie pe aici, este de a rămâne ceva în satul pe unde a trecut, se întâmplă lucruri. Cred că transformarea poate să vină din interior, și nu așteptând de la un minister care și el are o multitudine de probleme și indiferent cât de mult s-ar strădui, vă dați seama că nu poate să știe ce e în școala mea sau ce e în școala vecinului. Eu cred că n-ar trebui să ne mai păităm atât de mulți noi ca și profesori și să ne luăm soarta în mâini și să facem ceva pentru copiii pe care îi avem în față, că doamna ministru nu știe ce probleme sunt la mine în școală. Acolo sunt niște matrițe, te încadrezi în ele bine, nu iar bine. Sunt mândru că se maturizează, îi văd cum cresc, îi văd cum progresează, îi văd cum privesc și dincolo de gardurile școlii și de linia imaginară a comunei, vor să facă mai mult, vor să se autodepășească. Și un lucru extraordinar.